Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Sfârșit de an 2014, motiv de bilanț pentru mediul de afaceri din Făgăraș, pentru întreprinzătorii particulari care au cerut consultanță la Camera de Comerț și Industrie din orașul nostru, motiv pentru care în studio l-am invitat pe directorul acestei instituții, domnul inginer Gabriel Vâjul. Domnule Vâjul, bine ați venit! Bine v-am găsit! Nu prea este iarnă așa în toată regulă, cum ne dorim. E un timp așa mai ploios, mai întunecat. Sper că bilanțul pe care dumneavoastră ni-l prezentați este unul așa de bun augur. Este ca și vremea, puțin întunecat, puțin așa ploios, puțin neconfortabil pentru mediul de afaceri, în special pentru cel din Făgăraș și țara Făgărașului. A fost un an, și să sperăm că se va termina foarte repede, a fost un an foarte greu pentru oamenii de afaceri. Motivele sunt multe, dar una din problemele deosebite cu care s-au confruntat antreprenorii făgărășeni și nu numai ei, a fost instabilitatea legislativă. Cei mai mulți oameni care au demarat o afacere, asta ca să nu vă mai spun de cei care au lichidat afacerea, vorbesc de cei care mai au curaj și au început sau încearcă să facă o mică afacere, s-au lovit și se lovesc de acest zid numit legislație în România. De ce? Pentru că dacă până mai ieri depuneam o declarație, să zic, la ANAF, acum trebuie să depunem 3 declarații. Deci chestiuni de genul acesta care au condus la o neîncredere în tot ceea ce se numește antreprenoriat în România. Și vă întrerup puțin, pe de altă parte reprezentanții ANAF spun că s-a simplificat foarte tare traseul documentelor, dacă îl pot numi așa. Mă refer aici la faptul că totul se desfășoară online. Ce părere aveți și de acest aspect? Sigur, asta nu este un motiv de laudă. Eu am mai spus-o. Chestiunile astea, sau haideți să discutăm ceva concret față de ANAF. Pot să vă spun că municipiul Făgăraș este singurul municipiu care nu emite acele registre de evidență a celor care vin în control. Deci suntem singuri. În Zărnești există așa ceva, în Râșnov există, în Codlea, să nu mai vorbim în Brașov. Cu alte cuvinte, făgărășenii noștri trebuie să meargă după un catastif, așa se numește Registrul Unic de Control, până la Brașov. Un nonsens. Sigur, nu știu cum s-a simplificat. În viziunea noastră pot să vă spun că chiar auzeam niște străini la o coadă undeva la ANAF, stat la un rând așa să-și plătească, dar ce s-ar părea că în momentul când în România au venit calculatoarele, PC-urile astea așa, aceste unități au încurcat, de fapt, legislația sau pe operatorul uman, pentru că era mult mai simplu să stăm la coadă, să ne strige cu jalba și chestiuni de genul ăsta. Cu alte cuvinte, degeaba spunem că s-a simplificat. Nu e adevărat. S-a complicat. Pentru că dacă pui un operator uman care nu știe să folosească acel online, deja ne-am blocat. Și asta este realitatea. Da, aveți dreptate, pentru că nu numai persoanele care sunt în cunoștință de cauză la calculator. Da, și vreau să vă mai spun ceva. Firmă. Apropo de comunicarea asta online. Un om când vine la Registrul Comerțului și se înregistrează, se înmatriculează, el plătește niște taxe care sunt stabilite de Guvernul României. În aceste taxe, el plătește și așa numita taxă de comunicare. Cu alte cuvinte, el în momentul când depune niște documente la Registrul Comerțului pentru înmatricularea firmei, așa mai departe, el plătește și pentru ca acel registru al comerțului să anunțe ANAF-ul că iepurașul SRL și-a deschis punct de lucru, că și-a autorizat o altă activitate, chestiuni de genul ăsta. Iarăși la noi, la Făgăraș, îmi pare rău că trebuie să spun, dar suntem la sfârșit de an și sper să schimbăm odată mentalitatea, la noi, la Făgăraș, avem pretenția să mergem iarăși cu hârtiile la fiecare birou, să depunem acolo și omul nu știe că nu este obligația lui. Însă dacă ajungi la noi, ți se spune foarte clar, ai plătit amendă pentru că. Și îți spune o seamă de chestiuni, n-ai adus declarația, n-ai făcut aia. Deși omul nu are obligativitatea asta. Omul a plătit
taxele prevăzute de lege ca Registrul Comerțului să facă această comunicare. Toți românii este... știu că birocrația la noi este... Și iarăși vreau să vă mai spun tot așa. Acest sistem, dăuneți, mă sunase cineva de la poliția municipiului, de la economic, să ne ceară date referitoare la firme. Nu există așa ceva. Dom'le, în momentul când avem un sistem interconectat, ANAF, poliție, Registrul Comerțului, toate instituțiile astea ale statului, ele trebuie să comunice între ele. Nu eu trebuie să mă duc să-mi scot un cazier fiscal, să-l duc la Registrul Comerțului. Ei ar trebui să vadă... Asta vreau să vă întreb. Interesant e că polițiștii ar trebui să aibă toate pârghile necesare pentru a controla toate aceste date. Ei sunt bine puși la punct, sunt organizați. Da? Însă nu există comunicare între aceste instituții. ANAF cu Poliția Economică, Poliția Economică cu Registrul Comerțului. Știți, aici e marea problemă. Și atunci nouă, funcționarilor publici din ANAF, ne este mult mai ușor să spunem, ia du-te tu omule, cu tare și adu-mi hârtia respectivă. Când, simplu, acum, iar o aberație, ți se cere cod fiscal. Să-l duci sub formă de sero sau original. Păi asta e o aberație, pentru că în momentul când eu plătesc niște taxe, la taxele locale sau la bugetul consolidat, automat eu sunt găsit după CNP-ul meu ca și asta persoană sau spun. După cui și firme respective. Deci e un nonsens să mi se mai ceară mie hârtia. Pentru că în momentul când intră pe sistemul online, vede dacă Vâjul Gabriel mai e în viață, dacă iepurașul SRL și-a plătit dările, chestiuni de genul ăsta care încă nu funcționează. Da, eu sunt încă împăcat că au trecut doar 25 de ani, următorii 25 va fi Eu zic să nu fiți împăcat și să revenim... La anul 2014, mai e puțin și se încheie. Următoarea întrebare. Cam ce activitate ați desfășurat la Camera de Comerț și Industrie în materie de înființare firme? Asta e foarte important să știe făgărășenii. Dacă în 2014 la Făgăraș s-au mai deschis niște porți pentru mână de lucru, pentru investiții? Foarte puțin. Foarte puține, vă spun, și suntem acum în evaluarea datelor din 2014 și sper să nu ne trezim ca numărul celor care s-au înființat să fie mai mic decât numărul celor care s-au desființat. Cu alte cuvinte, dacă la nivel de județ Brașov și de țară numărul societăților sau firmelor care dispar este undeva la 20% față de numărul celor care se înființează, la Făgăraș s-ar părea că ne apropiem de 45-55. Cu alte cuvinte, aproape mai multe firme dispar decât se înființează. Referitor la locuri de muncă, vă dați seama, dacă firmele au dispărut, și nu vorbim de firme mari, întreprinderi mari sau mijlocii, cu peste 250 de angajați, vorbim de aceste micro-întreprinderi care aveau 1, 2, maxim 3 angajați. Asta e problema. Că au început să dispară și dispar aceste firmulițe, cum le spunem noi, micro-întreprinderile, până acum se mai înființau PF-uri, întreprinderi individuale, iar anul acesta condițiile au fost foarte vitregetoare. Și măcar cele care s-au înființat, aș vrea să-mi vorbiți puțin ca și specific de activitate, cam pe ce s-au axat? Foarte multe, am revenit la anii 90-92 pe comerț, pentru că omul, sincer vă spun... Mai merge comerțul? Se mai extinde comerțul? Mulți spun că... Mai e loc? Mergând prin piețe, târguri, la diferite manifestații, prin zonă, așa, mai reușesc să supraviețuiesc. Au apărut iarăși foarte multe pe servicii publice, alimentație, dar de-astea micuțe, covrigării, ce vedeți, însă în domeniul producției foarte, foarte puțin. Iar referitor la investițiile mari de anvergură, niciuna de talie mare, adică care se creeze peste 100-150 de locuri de muncă. Avem noroc, vă spun, cu francezii noștri. Asta vreau să spun. Care... O speranță ar fi din partea acestor investitori francezi care au vizitat recent Făgărașul. Știu că ultima oară când ne-am întâlnit îmi povesteați de o colaborare benefică cu ei, implicit cu relația pe care dumneavoastră ați făcut-o cu Camera de Comerț și Industrie a Franței. Da.
Aici pot să vă spun că suntem în discuții destul de avansate, noi Camera de Comerț împreună cu Asociația Oamenilor de Afaceri, să facem un jumelaj, o înfrățire cu un oraș din Franța, vă pot spune și numele, Rouen, se numește orășelul. Sperăm, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții francezi, să vină oameni care ar dori să investească în zona noastră. Vreau să vă spun și nu vă fac acum în premieră afirmația că această zonă, cum ar fi Țara Făgărașului, este o zonă similară cu a noastră și dacă vreți chiar mai mult ca și specificitate, pot să vă spun că dacă în Făgăraș, în Țara Făgărașului, noi facem rachiu, ei acolo, în Normandia, fac calvados. Și ceea ce este foarte interesant, noi avem discuții cu ei, cine a făcut primul această licoare? Noi românii sau ei francezii? Pentru că, țin să vă spun, tehnologia este aceeași. Din fructe, și se lasă din cu mere, degustat, sigur. Se lasă cu schimb de experiență, bun, glumind puțin, mai ales că ne apropiem de sărbătorile de iarnă și să mai îndulcim puțin și discuția, nu de alta, pentru că... Nu, și aici, iarăși vă spun, nici ei nu bagă zahăr în rachiu, cum nu băgăm nici noi. A, ok, da, deci rețetă pură. Domnule Vâju, nu sunt prea grozave veștile pe care mi le dați. Acum zic eu că nici cadrul legislativ n-a fost prea grozav, dacă vorbim în termeni așa puțin mai dulci, cum spuneam, deși nu e cazul, pentru că toată lumea știe, e clar, Făgărașul, populația Făgărașului se zbate în neajunsuri. Lipsa locurilor de muncă e principalul motiv. Oamenii nu au unde să meargă la serviciu, sunt mulți dintre ei care au ales să facă naveta și așa mai departe. Conjunctura politică, ce a fost și ce s-a ivit, da? Hai să, acum practic discutăm de confluența în imediata perioadă, președintele Băsescu va lăsa cârma vaporului și atunci se vor întâmpla niște lucruri. Dumneavoastră cum le vedeți sau ce preconizați? Ce pot eu să vă spun? Eu întotdeauna m-am raportat la situația noastră a făgărășenilor. Foarte puțin mă încântă cum o duce Băsescu la București sau nu știu toate ce. Toate de acolo se dă ora exactă și toate legile de acolo vin și către noi, nu? Ceea ce mă îngrijorează în continuare este faptul că știm cu toții situația politică. Sper că acum, dacă a venit Iohannis, președintele ales, care îl știm este un sas adevărat, sașii au două chestiuni în cap, ca totul trebuie să fie perfect, deci să sperăm că va face lucrurile de așa natură încât să meargă spre perfecțiune. Și a doua chestiune pe care eu personal o aștept, aștept să se schimbe toată această clasă politică. Absolut tot, dacă tot m-ați provocat. De ce vă spun? Pentru că, deși eu am sperat foarte mult în această generație de tineri, care generația premierului nostru, care am spus că va dori să scape de comunism, va dori să scape de ideile comuniste, de aspecte de genul ăsta, dar uitați că ne-am întors iarăși, poate chiar mai rău decât pe vremurile trecute, și la nivel de Făgăraș pot să vă spun că durerea este, pe lângă faptul că nu avem locuri de muncă, este faptul că nu am reușit să aducem niciun euro de la Uniunea Europeană. Asta este marea problemă pe care eu o văd în Făgăraș. Și ce dacă zice Uniunea Europeană? V-am întrerupt puțin. Uniunea... De ce? Pentru că putem discuta foarte clar cu dumneavoastră acest subiect, având în vedere relațiile pe care dumneavoastră le aveți de training-uri, de colaborare, de schimburi de experiență. Ați fost de nenumărate ori la Bruxelles, ați fost de nenumărate ori la București, unde ați discutat cu oficiali ai Uniunii Europene. Deci asta vă spun. Deci marea noastră ce problemă. Vrem toți, e foarte clar, acum deja parcă a devenit o boală națională, deși asta este realitatea, toți vrem să creăm locuri de muncă. Dar se vede foarte clar că dacă România a fost bogată, sau cât de cât a fost bogată de pe vremuri, ea a fost acum devalizată, ați văzut de tot ceea ce se întâmplă. În... De 25 de ani încoace, grație unor investigații jurnalistice, sigur, făcute de posturile de televiziune, privim cu stupoare, nu că n-am fi bănuit, dar chiar vorbeam cu dumneavoastră,
Ați văzut câți președinți de consiliu județene, câți prefecți, câți primari, ce părere aveți? Ce se întâmplă? Eu personal pot să vă spun iarăși ce am spus și acum 15 de ani. Aceste suprastructuri numite consilii județene nu au ce să caute într-o gândire economică a unui stat de drept. De ce? Pentru că aceste consilii județene, și să mă scuze colegii mei... Să înțeleg consilii, că sunteți pentru regionalizare. Este foarte clar. Eu sunt pentru regionalizare. Am văzut modele gen Germania, dacă vreți. Landurile. Am văzut Spania. Am văzut ce înseamnă gândire pe chestiunea asta de regionalizare. Dar ce ne facem? Că a câștigat Iohannis alegerile și cu siguranță va fi regiunea Sibiu. Și nu mai va fi regiunea Brașov. Știți că era o luptă acerbă? Dar haideți, de ce să nu ne gândim să fie regiunea Făgăraș? Și atunci lăsați-l și pe Iohannis și pe toți în pace. Haideți să ne gândim la regiunea Făgăraș. Care... Sunteți nesperat de optimist. Eu mi-aduc aminte că eu am prins pe vremuri regiunea Făgăraș. Sigur, nu vreau să ne întoarcem acolo. Raionul. Însă raionul Făgăraș, regiunea Brașov, dar am avut o idee de administrație foarte bine pusă la punct pe vremurile alea. De asta ce vă spuneam. Nu avem nevoie de consilii județene, pentru că aceste suprastructuri n-au făcut altceva decât să împartă banul public, care nici măcar nu era al lor, al consiliilor județene, să-l împartă către cei care aveau o anumită culoare a carnetului de partid. Foarte clar. Și atunci, așa zic eu că au apărut baronii locali, pentru că ei au fost susținuți, ei au fost întreținuți cu fel de astfel de proiecte, de bani. Mandatele, practic, au subzistat sau, mă rog, prezentarea în fața comunității potrivit carnetului de partid, așa cum spuneți dumneavoastră, cu siguranță era strâns legat de AXA. Știu, mi-aduc aminte când iarăși tot așa, eram foarte revoltat, cred că și pe la televiziune, pe aici, de ce vroiam să facem noi master planuri. Știți, când era vorba să facem erați consilier local o groapă de gunoi undeva în zona Făgărașului și tot gunoiul din zonă să vină aici. Nu, bunica mea m-a învățat ceva frumos. Nu, gunoiul trebuie să ți-l faci, să ți-l administrezi singur. Da. Rufele trebuie să ți le speli în familie. Aspecte de genul ăsta. La noi... N-am văzut nici până ziua de azi rampă ecologică, acea stație de sortare. Au fost multe bani, planuri. Știți câți bani au fost trimiși pentru studii de fezabilitate? Ce s-a întâmplat cu banii? E interesant să ne spuneți. Păi, firmă, sigur, firma și-a făcut datoria, a făcut o strategie. A încasat banii? Bineînțeles. Și administrațiile au pierdut? Sigur că nu. Nu administrațiile. Haideți să fim serioși, că administrațiile nu pierd nimica. Pentru că și administratorii, până la urmă, sunt niște funcționari plătiți tot din banii noștri. Cei care au pierdut sunt locuitorii. Adică noi. Nu, știți în ce context v-am spus că au pierdut administrațiile, acum dumneavoastră să mă corectați dacă greșesc. În sensul că acele firme ce lucrează în subordine administrațiilor publice locale plătesc bani grei ca să transporte gunoiul neconform în către alte stații. Aia înseamnă mașini, combustibil și așa mai departe. Da, deci sunt totuși niște cheltuieli. Sunt și cheltuieli foarte, foarte mari, nu numai ce spuneți dumneavoastră. Gândiți-vă că să faci un studiu de fezabilitate pentru închiderea unei gropi, cum a fost groapa de la Făgăraș, dacă țin bine minte, a costat 2 milioane de euro. Ca să o repunem. Și firma respectivă rămâne bine mersi cu banii. Și există noi, un contract care fără niciun proiect. Sigur. Deci asta a fost rolul Consiliului Județean. Să împartă aceste proiecte, studii de fezabilitate. Și aici iarăși vreau să vă spun, un studiu de fezabilitate este valabil 2 ani. Deci din 2 în 2 ani noi putem să plătim și ce face firma de consultanță? Schimbă niște date, probabil le actualizează, însă clar că nu poți să zici că dacă acum 5 ani am vrut să închidem groapa de gunoi a Făgărașului pe o anumită tehnologie, după 5 ani de zile am descoperit o altă tehnologie. Acum e clar, îmi place foarte mult că am intrat și în discuții de ordin politic. Ce să facem, asta este, domnule Vâju, politicul, și am spus-o de fiecare dată. Am spus-o de fiecare dată. Mergem mână-mână cu economicul și așa mai departe. Eu nu sunt de acord cu treaba asta. Nu merge. Nu, păi, dar la noi, în România, deși nu sunteți de acord, aceste reguli se pare că persistă să fie lăsate în aceeași practică, da? Bun. S-a schimbat conducerea României. Mai e puțin... Încă nu. Bine, dânsul a câștigat alegerile, a fost validat de înalta curte de casație, de Curtea Constituțională și așa mai departe. Domnule Vâjun, un lucru e cert.
se anunță schimbări masive la nivel de conduceri de consilii județene, care sunt ordonatoare de credite și așa mai departe. Se anunță alegeri anticipate în privința. Credeți că se vor schimba lucrurile, vor merge către altă direcție odată cu schimbarea președintelui României, după părerea dumneavoastră? Eu vreau să cred că se va întâmpla o schimbare, dar dacă vrem să, într-adevăr, să uităm cei 25 de ani pe care i-am pierdut, 25 din viața unui om reprezintă totuși mult, dacă vrem să uităm ceea ce s-a întâmplat, ar trebui, în viziunea mea, să schimbăm tot. Deci foarte, foarte clar. Mă bucur că președintele Băsescu termină mandatul. Mă bucur, știți de ce? Pentru că nu o să mai văd la televiziuni și nu o să mai aud în ziare și în media cum se bălăcăresc două personalități dintr-o țară. Stați puțin că încă n-am văzut tot. Ne putem aștepta și la surprize. Deși există voci care spun vedem pe toate posturile de televiziune de toate și mie îmi place când intru la emisiuni pe post să discut și de ceea ce se întâmplă la nivel local. Credeți că odată cu schimbarea președintelui României nu se vor aplica aceleași metode de schimbare a culorii politice a unor șefi de instituții publice? Bun, ziarele județului au publicat ceea ce se întâmplă la Consiliul Județean Brașov acum. Sunt vehiculate niște nume. Foarte bine. Nimeni nu spune că doar că toate acestea sunt tot pe criterii politice. Acești oameni sunt numiți acolo în funcție de o majoritate care este stabilită în Consiliul Județean Brașov. V-am dat un exemplu. Odată cu câștigarea acestor alegeri, o să vedeți și o să-mi dați dreptate că foarte multe persoane care sunt la conducerea unor instituții publice, și aici vreau să zic unități de învățământ, administrații publice în următoarea perioadă, așa cum spuneam că vorbeam împreună la început de emisiune, că vom vedea primari schimbați și așa mai departe, o să fie puși după culoarea ACL, pentru că ACL-ul este a câștigat alegerile. E o greșeală. Dacă vom gândi în continuare, așa cum ați făcut dumneavoastră... Și cum dumneavoastră știți foarte bine, da, da, că ați făcut și politică și știți cum e. Deci eu spun că nu e bine. Dacă vrem în continuare să fim o țară democratică, cum avem pretenția că suntem, ar trebui să uităm de toate aceste motive, cum să-l numim pe directorul spitalului municipal, cum să-l punem director la finanțe publice, chestiuni de genul ăsta. Nu, nu. Viziunea mea și speranța mea, pot să vă spun, e ceva de genul. Ar trebui să ne gândim la niște persoane, personalități dacă vreți, deși nu e obligatoriu, de niște persoane gen Iohannis. Că ați văzut, domnul președinte ales nu a fost un foarte mare orator, nu a fost un foarte mare politruc. El a fost un om și este care a spus România lucrului bine făcut. Foarte clar. Ne dorim cu toții să vedem. Sunteți de acord, nu? Ne dorim, dar așteptăm să vedem, doar că încrederea românilor... Dacă Consiliul Județean, așa cum ați spus că arată media din județ, Consiliul Județean va gândi exact ca până acum, că ACL-ul e la conducere, că nu mă pricep așa cine cum mai e, că m-am săturat de politică. Da, deci în această săptămână alege structura de conducere interimară, probabil, până la organizarea... Haideți să facem un scenariu. Începem cu primarul urbei. Da? Corect. Cum credeți? Eu văd așa. Un primar al unei urbe, în primul rând, ar trebui să nu prea fie, membru al unei structuri politice. Partid, Uniune și așa mai departe. Deci, prima dată, primarul urbei este acel gospodar care știe să administreze, să facă curățenie, chestiuni de genul ăsta. Mai puțin politică. Ce aș vedea eu, și asta sper să se întâmple, dacă, așa cum spuneți, ACL-ul ar trebui să-și desemneze Păvâjul, de exemplu. Hai să-l facem Păvâjul primar. De ce să-l facem Păvâjul primar? Pentru că Păvâjul știe ce înseamnă administrație, a dovedit că este bun gospodar, știe să gestioneze niște fonduri europene, știe să gestioneze niște fonduri ale comunității. Astea sunt aspecte care ar trebui să ne ducă să gândim.
vine celălalt, stânga. Bine, ar trebui să candidați independent. Nu, eu și ați văzut, am dat un exemplu acum, bine, un pic... Puteam să spun rămânem Palade. Nu? Rămânem în acest scenariu, da, ca idee. Atunci, deci zicem partea de-a dreapta. Zice, hai să-l scoatem în față pe Vâjul. Partea de-a stânga zice, hai să-l scoatem în față pe Vâjul. Da? Asta ar fi o idee extraordinară. Ca cele două aspecte de dreapta, de stânga, forțe, să numească sau să se gândească să scoatem un primar adevărat. Sigur, nu este posibil. Atunci, dreapta spune Popescu, stânga spune Băsescu sau Iliescu. Păi mai avem Iliescu un an, domnule, Vâjul, până la alegerile locale. Nu vă supărați, e foarte, foarte bine că mai avem. Ați văzut ce a făcut căpșunarul nostru din Spania, din Italia, că dacă nu erau ei, să știți că aveam o problemă deja în România. Ei ne-au învățat și chiar vreau să le mulțumesc și le mai mulțumesc și tinerilor care au ieșit la vot. Și aici, fac o paranteză. Am o cunoștință, mi-a făcut o, mie mi-a reparat ceva pe la casă și undeva în Brazilia. Știți ce a scris acel tânăr mamei lui de aici din Făgăraș? Mamă, dacă nu te duci la vot, nu-ți mai trimit 100 de euro pe lună. Extraordinar, deci, da. Chestiuni de genul ăsta. Am văzut și... A responsabilizat-o pe femeie. Și ne întoarcem. Să-și exercite un drept. Mergem după aceea la consilieri. Da. De ce ne trebuie 19 consilieri într-o urbă ca Făgăraș? Haideți să zicem 7. După mine v-am spus, 5 sunt mulți, dar hai să fie 7 să ne gândim că putem să alegem și un viceprimar. Dar nu ne trebuie atât. Da, dar dumneavoastră cunoașteți legea că potrivit rangului municipiului se face o ecuație și o structură legislativă. Eu așa văd lucrurile. Aveți dreptate. Sfatul bătrânilor, știți cum erau pe vremuri? Nu erau toți bătrânii, erau 2, 3, 5 care se pricepeau să facă și ceva pentru urbe. Mergem mai departe. Pe cine vreți să mai alegem? Pe directorul unei structuri de învățământ, spre exemplu, sau spital. Învățământ. Da. Clar că nu mă puneți pe mine, inginer, să fiu director la liceul Radu Negru, că nu mă pricep la chestiuni de genul ăsta. Da, sau mă doar puneți că pe mine... vă dați seama că oamenii ce conduc instituțiile de învățământ, iarăși probabil se discută acerb acum, să se facă niște... Nu, aceste lucruri nu le afirm eu, le-am văzut de fiecare dată. Da, când să facem au o fost alegeri, ori că au fost alegeri prezidențiale, ori că au fost alegeri locale, noi după aceea am văzut schimbări. Și acum... Ce schimbări? Eu n-am văzut nicio schimbare, sincer. Bun, ne așteptăm în curând să vedem niște schimbări. Sigur, aia da. Lumea politică așa discută, cel puțin și la nivelul Făgărașului. Domnule Vâjul, schimbăm puțin subiectul, nu de alta, dar suntem în post și mai e și dezlegare la pește. Da, mai e și dezlegare la pește. Și cu dumneavoastră sunteți o mare păstrăvar și cu dumneavoastră reprezentați o mare asociație de la Recea, care se numește Păstrăvarii Făgărașului, vreau să vă mai întreb, cum mai stați cu creșterea păstrăvilor? Cum mai stau oamenii cu dezvoltarea acestei afaceri? În general, bine, trebuie să implementăm acea strategie, mai avem până la sfârșitul 2015, noi acum, din ianuarie 2015, ne gândim să facem o altă strategie pentru dezvoltarea... Sunt mulțumiți oamenii, au unde să-și desfacă produsele, nu, își pot susține afacerea. Problema, și aici avem și noi, asociația, această mare problemă, hățișul ăsta de hârtii pe care îl cer autoritățile de management din România, ne sufocă. Oamenii deja zice, au început să nu mai prea dorească să acceseze fonduri. Pentru că, prima dată, omul trebuie să pună banii, după care omul îi primește banii în 30 de zile, 50 de zile, 9 luni, 3 luni, să zicem ceva de genul ăsta, după care tot felul de controle. Și n-ar fi problema de controle, dar vine un neavenit, n-ai ca nimeni, să vorbim pe cinstite, care habar n-are. El trebuie doar știe că trebuie să pună o bifă. Ați văzut buletinul de identitate al cutare? Bifă. Ați văzut cutare? Bifă. El nu poate să gândească, pentru că nu știe. Și atunci lumea, degeaba vrei să explici unui astfel de individ că tu ca să faci o fermă piscicolă ai nevoie de apă cu oxigen, ai nevoie ca apa să se primenească de 6 ori pe zi, deci chestiune, el nu știe lucrurile astea. El zice vrea bifă.
atâta știe. Și atunci lumea a început să se plictisească. Cu alte cuvinte, nu e simplu să ai o păstrăvărie. Nu, nu, nu. E complicație maximă. Foarte, foarte complicat. Foarte complicat. Dacă vrei, așa ar trebui să gândim, dacă gândim că vrem să lucrăm corect și să plătim taxe la stat, impozite și așa mai departe. E, va fi o mare problemă dacă nu vom gândi cum ne sugerează Uniunea Europeană. Uniunea ne spune ceva de genul. Faceți ce vreți în țara voastră, dar să consumați bani. Am înțeles. Pe final de emisiune vreau să îmi punctați, eu tocmai am primit astăzi o știre potrivit căreia ar fi posibil ca în anul 2015 IMM-urile să beneficieze de acel program de minimis pentru retehnologizarea investițiilor. Sunt descrise ca intrând în program mai multe segmente de activitate, producție, îmbrăcăminte, încălțăminte și așa mai departe, industria textilă. Vreau să îmi spuneți, pentru că am auzit păreri pro și contra acestui program care se numește acordarea de ajutoare de minimis. E eficient acest program? Merită să-l facă întreprinderile? Nu merită să-l facă? Cum priviți? Ceea ce am văzut și eu sub formă de draft, de proiect, este interesant pentru întreprinderi. De ce vă spun asta? Pentru că indicatorii pe care îi are de făcut sunt, cum să spun eu, realizabili. Dacă la celelalte proiecte, programe, trebuie să vii tu cu o sumă de bani, să plătești tu înainte, aici deja, cu schemele astea de minimis, sunt niște ajutoare de care IMM-urile au nevoie. Prin IMM-uri înțelegând întreprinderile mici, până la 50 de angajați. Vă întrerup puțin, fiindcă mi-am adus aminte exact ceea ce spuneați dumneavoastră, cum merg lucrurile la noi în România. Povesteam cu cineva că a mai fost o sesiune de minimis anul acesta, s-a trezit la 3 dimineața ca să aplice, pentru că era primul venit, primul servit. Și a fost omor, se făcuse, în fine, pe la 3-4 intrase online să aplice ceva de genul și pierduse startul. Deja lumea a stat toată noaptea la pândă, că după miezul nopții s-a dat startul aplicațiilor online. Așa a fost și noi, din 7 proiecte am reușit să înscriem 2. Iarăși un sistem, cum vi se pare sistemul ăsta? Nu, aia a fost o prostie mare și haideți să discutăm pe față. Aceste ajutoare de minimis au fost gândite de guvernările trecute pentru a satisface membrii de partid. Foarte clar. Adică guvernul României avea o sumă de bani, 100 de milioane și zicea ce să facem cu ei. Hai să încercăm să-l ajutăm pe firma aia care vine cu cotizație la partid, să-i dăm niște ajutoare mascate. E foarte clar. Și atunci aceste ajutoare nu erau foarte cunoscute decât într-un interior. A venit Uniunea Europeană și a spus, terminați cu prostiile astea, cu ajutoarele de minimis, pentru că astea contravin contractului care le avem cu Uniunea Europeană. Și atunci au zis, scoateți-le la vedere. Și le-au scos la vedere. Dar iarăși, oamenii erau contribuabili. Trebuiau să primească bani ca să-i dea mai departe. Și atunci au inventat acest sistem de Action Web ca să te înscrii online. E, gândiți-vă ce se întâmplă dacă... Care e o loterie până la urmă, nu? Dacă 200 de mii de oameni, într-un același minut, în aceea secundă... S-a blocat sistemul, se plângeau oamenii că nu puteau accesa, ceva de genul. Deci a fost o mare prostie, pentru că în momentul când stai într-un birou la ministerul care vreți dumneavoastră, Ministerul Fondurilor Europene, și tu nu înțelegi fenomenul, ce se întâmplă, cât timp îți trebuie să înscrii numai numele unei firme, general, manufacture, exhibition, nu știu cum. Gândiți-vă, numai până îl tastezi, pe ăla îți trebuie cel puțin 30 de secunde. E, oamenii nu aveau timp să scrie numele firmei, că automat sistemul te dădea afară. Cu alte cuvinte, numai cine știa și a fost acolo o șmecherie, trebuia totul să ai pregătit. Acum o să fie tot așa? Nu. Nu, nu, pentru că deja s-a aflat. Cei care au accesat, cei care au accesat spun, și aici folosesc o metaforă, că după ce au accesat, au dat la extemporale și la lucrări de control, iarăși birocrația. Da, ce pot eu să vă spun, din Făgăraș există o firmă care are minimis, dar doar din 2015. Da.
Cum să vă spun, și eu merg pe la Uniunea Europeană, ați văzut și la noi în țară, nu suntem toți foarte corecți, sunt și la noi destule lichele. Deci e vorba de a ține sub control aceste investiții sau mai bine zis alocări de fonduri care... Ce se mai întâmplă la noi? Vine, zice, dai o declarație pe proprie răspundere. Da, românul nostru dă declarații, ați văzut. Erau unii prin Anglia care făceau studii superioare și ei n-aveau studii de bază. Da, au dat o declarație pe proprie răspundere. La noi se poate așa ceva. Pentru că nimeni încă n-a conștientizat. Dom'le, în momentul când eu am pus o semnătură și am dat declarație că sunt fată mare, de exemplu, atunci e foarte clar, este o declarație pe proprie răspundere. Dacă vine cineva și te controlează și constată că nu ești fată mare, atunci ai o problemă. Ei, noi nu înțelegem aspectele astea și trebuie să venim într-o normalitate, trebuie să ne aliniem și noi la ceea ce trebuie. Partea proastă este că vedem acțiuni venite de sus, de la guverne, de la autorități de management, care ele ne învață cum să fim și noi la rândul nehoți. Prin ceea ce văd acum, să concluzionăm, pentru că... trebuie să încheiem emisiunea. Din ceea ce vedem acum, se pare că s-a cam pus căpostru puternic la nivel național. Așteptăm să vedem și înlocuitorii celor care au fost găsiți cu nereguli. Căpăstru, eu nu știu de ce spuneți căpăstru, că dacă tot i-au arestat pe președinții... domnule Vâjul, da, ieri nu l-ați văzut pe ăla de la Buzău, parcă. Da. Deși știau jumătate din președinții de consilii sunt la Mititica, ieri l-am mai găsit pe unul. Ce minte poate să aibă un astfel de om când știe că sunt urmăriți, sunt ascultați, ei tot primesc mită. După aia, care iar vin și mare problema mea, nu e atât de grav, sau în viziunea mea, că ăla primește. Dar eu, de unde am eu să-i dau 10 milioane? Ați văzut ce sume? Vă dați seama, eu... Și acest popor a ajuns să se întrebe de ce s-a ajuns în această situație. Păi când vedem acele sume amețitoare, acele sume exorbitante, nici nu e greu să ne imaginăm. Făgăraș, sfârșit de an 2014... Ce vedeți, cum vedeți viitorul Făgărașului, viitorul făgărășenilor, către ce ne îndreptăm? Cine ar trebui să-și îndrepte privirea și către noi, domnule Buju? Sigur, în primul rând vreau să transmit sărbători fericite tuturor făgărașenilor. Cum văd eu Făgărașul la anul sau foarte apropiat, să știți că nu îl văd foarte bine. Pe perioade scurtă, 1-2 ani, nu văd schimbări majore în Făgăraș, însă după 3-5 ani... Ziceți și dumneavoastră un an jumate. Bun, atunci să zic un an și 6 luni. Știți de ce, nu? Pentru că sunt alegeri în 2016. Ar trebui să avem o undă de speranță, o undă de... Să sperăm că până atunci se schimbă politicul la nivel central în sensul axelor pe care și le-au propus noi conducători. Asta vreau să spun. În viitor, dar nu foarte repede. Eu mă gândesc tot timpul la câți bani sunt la Uniunea Europeană. Câți bani am putea să aducem în Făgăraș. Cu banii se pot crea locuri de muncă. Dar chestiunea asta, gândiți-vă, nu se poate în 3 luni, în 5 luni. Accesarea unor fonduri europene presupune 6 luni cu implementarea, cam un an și jumătate până în 2 ani, dacă ne gândim la ceva serios. Dacă ne gândim la ajutoarele de minimis, care sunt de 100.000 de euro, 20.000 de euro, aia, sigur, ar trebui foarte, foarte mulți bani pentru așa ceva. Însă, la nivel de administrație, de guvernare locală, cred că ne trebuie investiții serioase, undeva la 50-100 de milioane de euro, ca să putem să scoatem cât de cât capul, în așa fel încât să putem respira. Trebuie să avem o speranță că dumneavoastră, Camera de Comerț și Industrie, cu experiență de atragere de fonduri europene, cu această colaborare pe care o aveți cu investitorii francezi, poate găsiți acea cale de mijloc benefică și pentru comunitate. Domnule Vâjul, mulțumesc pentru prezența în studio, vă aștept și cu alte ocazii ori de câte ori sunt noutăți. Sărbători fericite! Doamnelor și domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!